Eventual răspunsurilor noastre, depinde ce întrebați, această întâlnire. Ca o considerație generală, însă, legată de campania aceasta, în miezul căreia ne aflăm, pentru alegerile pentru Parlamentul European, aș remarca cu mare mâhnire faptul că, parcă și mai mult decât în alte rânduri, forțe politice importante și actori politici majori, nu mă refer aici la premier sau la președinte, nu doar că refuză să discute, dacă tot participă la această campanie, despre subiect, adică despre politicile europene, pe care reprezentanții partidelor noastre, care cer votul cetățenilor acum, pentru asta, nu pentru altceva, le vor face, le vor susține la Bruxelles. Noi avem un program, prosperitate, națiune, libertate, cu chestiuni foarte clare, foarte concrete, cu opțiuni, cu răspunsuri la întrebările care stau pe agenda anilor următori în Uniunea Europeană. Despre aceste lucruri am vrea să dezbatem și cred că este o obligație față de cetățenii României, cetățenii europeni la rândul lor, să fie informați. Ce au de făcut, de hotărât acești oameni pe care ei votează acum sau nu-i votează, ce se întâmplă dacă liberalii sau socialiștii sau popularii dețin pozițiile de decizie mai importante în Parlamentul European și, în consecință, în Comisia Europeană, chestiuni care țin de probleme esențiale pentru viața oamenilor, de locuri de muncă, de industrie, de agricultură, de infrastructură, de politici de mediu, de toate acestea. Nu doar că nu doresc să discute despre aceste lucruri, dar creează un fel de tărăboi pentru a obtura orice discuție, pentru a bloca, de fapt, pentru a nu mai lăsa loc. Fac o zarvă enormă pentru a nu se mai auzi cei care încearcă să discute despre asta. Sar cu parașuta, foarte bine. După aceea însă ies care de la pupitru președinției, care de la pupitru de la Palatul Victoria și discută despre parașut. Ies și comentează despre când va intra celălalt la pușcărie. Lucruri desigur foarte interesante. Lucruri care pot face rating. Dar care, dacă numai ele sunt discutate în doiul unei campanii, ca să nu se mai audă altceva, sunt de fapt o sfidare la adresa alegătorului român. Cu alte cuvinte, mesajul pe care acești oameni îl dau este următorul. Dom'le, voi alegătorii sunteți atât de proști, încât nu trebuie să vă spun eu ce o să facă parlamentarii noștri în Europa. Hai că vă iau cu chestii din astea, cu parașuta, cu pușcăria, cu tot felul de alte lucruri. Pentru că merge. Noi nu credem că merge și credem că n-ar trebui să meargă. Și încercăm să ne facem datoria și în ultima comună unde mergem, să discutăm mai întâi, chiar dacă nu doar despre asta, dar mai întâi, despre marile opțiuni pe care programul nostru și candidații noștri le prezintă. Închei acest subiect spunând că, în fond, această pseudo-campanie pe care o fac actori și partide importante ne arată cât de departe este o mare parte a clasei politice din România de Europa, de spiritul ei. Peste tot există dispută politică în Europa, dar nicăieri, în campania pentru alegerile europarlamentare, nu există șef de stat, premieri, șef de partid care să nu discute nimic despre alegerile europene și să-și adreseze doar injurii în cursul acestei campanii. Stau împreună cu domnul președinte, cu domnul deputat, la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări, dacă există. Domnule președinte,
Erau fost depuse două sesizări la Curtea Constituțională, una din partea premierului Victor Ponta în privința implicării președintelui în campania electorală, iar cealaltă de Traian Băsescu, prin care reclamă faptul că Victor Ponta nu vrea să contrasemneze niște decrete de decorare ale unor oficialități care au fost la conducerea ICR în perioada 2005-2012. Ambele se vor discuta în ziua de 21 mai. Cum vedeți, să-i spunem, această luptă între palate la CCR? Dincolo de faptul că e dreptul oricui să se adreseze Curții Constituționale și dincolo de faptul că n-am să comentez în legătură cu ce decizii va da Curtea Constituțională, mi se pare că fac parte aceste mișcări și mai ales discuția din jurul lor din ceea ce spuneam înainte. Sunt, sigur, motive, mai cu seamă clarificările din partea Curții Constituționale, dacă mai e nevoie de ele, în legătură cu statutul președintelui României, care nu poate fi un agent electoral chiar așa, la propriu. Mai rămâne doar să-l vedem într-o zi lipind afișe pe garduri. Dincolo de asta, repet, e o chestiune a Curții Constituționale și e nesemnificativă, sunt nesemnificative de fapt amândouă pentru conținutul campaniei electorale, pentru ceea ce vorbeam înainte. Tactica celor doi este, nu știu dacă reciproc avantajoasă, pentru domnul Ponta oricum avantajoasă, de a împărți la figurat și la propriu ecranul în două. Sigur că domnul Ponta preferă să vorbească despre domnul Băsescu în tricou PMP, decât să vorbească despre locuri de muncă, despre politicile economice, despre baroniada care s-a dezlănțuit mai abitir ca în 2004, despre domnul Duicu, despre toate lucrurile acestea despre care ar trebui să vorbească. Iar domnului Băsescu, sigur că îi convine, sau cel puțin are iluzia că e convenabil, să se afle în centrul atenției și să se dea liderul opoziției și părintele unui mare partid de viitor. Cum comentați noua intenție de taxare a veniturilor, vorbind despre ceasul obligatoriu pentru toate veniturile persoanelor fizice cu activități independente? Asta în contextul în care Victor Ponta nega într-o scrisoare că va introduce o asemenea taxare. Da, nu sunt foarte clare lucrurile. Cred că domnul Ponta a negat chestiunea asta, fiind doar o ipoteză, aș prefera să nu mă pronunț. Poziția noastră față de taxare în general, față de CSE în general, o cunoașteți. Pentru noi esențial este măsura reducerii CSE-ului la angajator cu 5 puncte procentuale, după cum știți. E posibil, nu, dacă îmi dați voi, domnul președinte, acolo la Ministerul de Finanțe e un domn care e după, de când am pășit eu prima oară minister, care are o problemă. Când îi reduci ceva, el nu merge niciodată pe efectul de antrenare și spune, domnule, dacă mi-ai redus aici, trebuie să mai mare sunt un loc. Și atunci dacă își pun problema că trebuie să reducă cu 5 puncte procentuale, că venim noi cu moțiunea de cenzură, da, atunci îl extindem și în altă parte. Mai în baza de impozitare, dacă vrei să reducem 5%. Și s-ar putea să fie o idee de Ministerul de Finanțe și au aruncat să vadă cum... Da. Cu precizarea că domnul acela e acolo, nu de când a spășit dumneavoastră, de când a spășit de Ministerul de Finanțe, da, de când a spășit dumneavoastră, probabil în clasa întâi, așa, da. Primar. Domnul președinte, brafă Mihai. Un pic, Mihai, că n-a terminat. Cum mai vedeți intenția guvernului de a restrânge numărul scutirilor de la piața impozitelor locale prevăzută în lege și că va lăsa autoritățile locale să decidă cine mai poate să fie scutit de la această plată, ori să contribuie cu o sumă mai mică? În momentul aici nu e clar ce vor să facă. Discuția însă despre desființarea, degrevarea de o sumă de taxe și impozite despre care domnul prim-ministru ne spune că n-au oricum niciun efect la buget, e o idee bună, dar ne întrebăm de ce nu s-a întâmplat de 2 ani de când tot vorbim despre asta, dacă tot n-am niciun efect la buget. Când depuneți moțiunea de cenzură? În jurul datei de 20 mai, cred de altfel că noi vom avea de seară o ultimă discuție și probabil procedurile care presupun un timing în Parlament vor fi declanșate zilele acestea. PDL-ul vă semna? Nu știu dacă o să va semna, dar cum ne-au anunțat, o va susține. Ne-au anunțat acest lucru și domnul Blaga, și domnul Stolojan, și alți lideri. Domnule președinte, în consider că dacă e contextul alegerilor europarlamentare, să mai fie fost și întrebări de ziua.
Domnul președinte, unii analiști politici comentează că faptul că Uniunea Europeană este un organism politic hiperbirocratizat și că ar trebui schimbat din temelii sau parțial reformat. Cum comentați acest lucru? Prima întrebare. A doua. Dacă vă aduceți aminte, la începutul anilor 2000, având în vedere situația din Ucraina, analiștii politici și chiar unii politicieni cu rang înalt din Uniunea Europeană au avut un proiect de inițiativă asupra uniformării unei forțe de intervenție rapide, care să aparține Forța Armată a Europei. Nu s-a mai discutat despre proiectul respectiv. Mai recent, tot în același context, s-a discutat înființarea unei comisii sau unei organizații europene care să gestioneze mai bine resursele energetice, petroliere, având în vedere tot același context, războiul cu Ucraina și Rusia. Da. E adevărat că organismele Uniunii Europene, Comisia Europeană în special și celelalte, au un caracter birocratic puternic și, în fond, creierul de la Bruxelles al Uniunii, creierul administrativ, înseamnă o birocrație stufoasă și costisitoare. Mai mult decât atât, ca în orice birocrație, se mai întâmplă ceva. De multe ori, în realitate, deciziile unor birocrați prevalează asupra deciziei și voinței oamenilor politici. Sigur, nimeni nu contestă faptul că acești birocrați, foarte mulți dintre ei, sunt experți și că expertiza lor trebuie luată în calcul atunci când se ia o decizie. Dar atenție că avem o chestiune de fond, de legitimitate democratică, și anume că cei mandatați de cetățenii europeni spre a lua decizii sunt oamenii politici și nu birocrații. Ideea de reformare acestei birocrații, chiar reformare drastică, și în general de rediscutare nu a ideii de Uniune Europeană, ci a mecanismelor de funcționare ale Uniunii Europene, să știți că apare în mai toate programele pentru aceste alegeri ale marilor partide din Europa. În România nu. În România eu nici nu știu alt program decât al nostru și mărturisesc că noi avem alt gen de probleme pentru a pune realist acum această problemă. Dar din toate programele pe care, mă rog, eu le-am văzut, această idee a unei reorganizări, a unei reformări în sensul simplificării birocrației și asigurării unor mecanisme mai funcționale și mai democratice, în fond, există. Problema politicii de apărare a Uniunii Europene, ca și a politicii externe, e una care se discută mai intens în ultima vreme, din cauza, sau pornind de la întâmplările din ce în ce mai serioase, din ce în ce mai grave, de la granița de est a Uniunii, din Ucraina. Noi am spus de mai multă vreme, noi aici în România, unii dintre noi, pentru că nu trebuia să se întâmple ce s-a întâmplat acum în Ucraina, ca să înțelegem ca țară de graniță a Uniunii Europene, de graniță înspre est, că e nevoie de o coerență în politica externă și cumva în consecință și în politica de apărare. Lucrurile au trenat cei care au cuvântul cel mai greu de spus în Uniunea Europeană. Berlinul, să spunem, Parisul, Londra. Evident că au o politică de apărare, evident că au o politică externă foarte bine conturată și le-au servit așa cum sunt. Din fericire, există NATO. Haideți să ne imaginăm că NATO nu ar exista, o să vedeți atunci cât de fragilă este Uniunea Europeană, sau ar fi Uniunea Europeană, dacă NATO n-ar exista, din punctul de vedere al capacității de apărare, din punctul de vedere al coerenței politicii externe. Nu întâmplător și în România s-a discutat și eu de seară chiar doresc să fac o propunere pentru noi în politica românească în acest sens despre suplimentarea cheltuielilor de apărare. Că toată lumea a spus destul de simplu, suntem membri NATO, dacă se întâmplă, Doamne ferește, ceva, se ocupă americanii,
care americani, ca să poată să facă ceva, dacă se întâmplă ceva, să bage și bani, că ei sunt cu armate. Ori acest lucru, sigur că americanilor se pare incorrect, dar nu este realist până la urmă. Și din acest motiv, ați văzut recent chiar că secretarul de stat John Kerry a vorbit explicit despre asta și a cerut suplimentarea bugetelor de apărare ale țărilor din Uniunea Europeană către cifrele pe care ele le-au angajat. Pentru că fiecare din aceste țări a angajat niște cifre minime cu câțiva ani în urmă. De exemplu, România 2% din PIB și am fost foarte departe de această cifră. Acum, recent, ați văzut discuția și chiar inițiativa pe care noi am susținut-o, chiar am cerut-o înainte de suplimentarea bugetului apărării și în România. Dar mai departe, cred că va fi destul de greu pentru ca o politică de apărare comună să se coordoneze. Noi suntem interesați, noi liberalii susținem că așa ceva, pe cât este posibil, ar trebui să existe. Norica Nicolai, care este candidat, chiar primul candidat pe listă, care a fost vicepreședinte al Comisiei de Apărare din Parlamentul European și care în continuare va opera în această zonă, este unul din oamenii care vor susține pe programul nostru să construim ceva în această zonă. Cu energia e cumva asemănător. Germania și-a rezolvat într-un fel interesele sale de politică energetică, România într-un fel, Spania în altă. Este poate și mai greu, având în vedere jocurile pieții și marile interese economice, având în vedere că Rusia n-a intrat cu armata și sperăm că nu o va face niciodată în Europa, dar cu energia a intrat în inima Europei și este, ca să spun așa, un jucător major în interiorul Uniunii Europene, prin raporturile economice pe care de altfel l-a și recunoscut în vestita sa declarație domnul Martin Schulz, atunci când spunea pe scurt și simplu, au luat Ucraina să fie sănătoși, să rămânem prieteni, că noi cumpărăm energie ieftină din Rusia. Cumpără ei. Economia germană. Alții nu cumpără așa de ieftin. De exemplu, noi. Deci va fi destul de dificil, dar sigur, în măsura în care Uniunea Europeană dorește să aibă un cuvânt de spus în politica mondială, până la urmă, nu se va putea fără aceste eforturi de coerență pe aceste trei zone, apărare, politică externă, politică energetică. Domnule președinte, în denumirea partidului este și cuvântul național. Cum apreciați, cum apreciați dumneavoastră faptul că până acum instituțiile statului s-au ocupat mai mult de oameni de afaceri români, derulând chiar și contractele de privatizare pe care le-au realizat oameni de afaceri străini sau companii străine. Excepție poate doar Haisa. În restul, nu știu să existe o preocupare legată de ceea ce fac oamenii de afaceri străini. De ilegalități, iertați-mă. E o remarcă interesantă. O observație interesantă și, sincer să vă spun, chiar n-am un răspuns, din două una. Fie toți actorii din business, da? Că la asta ne referim, străini, pe teritoriul României și sub legislația României, sunt impecabili și respectă legea și deci n-ar avea de ce să existe împotriva lor cercetări, cauze deschise și alte operațiuni judiciare, fie din motive pe care nu le cunoaștem, putem bănui, au un soi de imunitate tacită. Eu, până la proba contrară, prefer să cred prima variantă. Pentru că la a doua n-ar exista o justificare. Există o preocupare în cadrul partidului de a vedea o situație reală legată de aceste capacuri? Noi nu putem să avem, pentru că e vorba de justiție, un program în acest sens. Pentru noi, componenta națională înseamnă o preocupare pentru ce... Nu, mă gândeam în discuțiile cu oamenii. Ca da. Să fiu mai concret. Da. Aveți discuții cu oamenii de afaceri legate de subiectul ăsta? Oamenii de afaceri români nu au, cel puțin din cât am văzut eu, nu au acest subiect pe suflet, cel puțin între priorități. Oamenii de afaceri străini, pentru că avem discuții instituționale, nu și cu ei, mari companii, mari investitori, sigur că nu
vin să ne se plângă de așa ceva. Ei discută despre condițiile generale de legislație, de impozitare și așa mai departe. Preocuparea noastră pentru consolidarea și dezvoltarea unui capital românesc, de exemplu, care este o chestiune programatică, este mai importantă decât asta. Și o altă întrebare, de fapt, complementariu, doamna președinte. Ați spus câteva elemente, dar mă interesează. Ce vă neliniștește politica europeană, respectiv în politica românească? Ce vă dea speranță? E o întrebare relativ scurtă, cu un posibil răspuns enorm. Am să aleg. Da, sunt multe lucruri care ne liniștesc. După cum sunt și multe lucruri care îmi dau speranță. Am să aleg câte unul. Da. În politica europeană ne liniștește faptul că generația mai nouă de decidenți politici, de exemplu din marile state vestice, s-ar putea, deci e vorba de o neliniște, nu e de o constatare, adică nu se întâmplă asta, s-ar putea să uite ceva sau să nu cunoască ceva din ce a însemnat experiența țărilor estice sub comunism, țări estice ca și a noastră, care sunt membri ai Uniunii. Și implicit de a uita câteva din valorile fundamentale în jurul cărora s-a strâns Europa și a crescut Uniunea Europeană. Europa nu s-a construit, nu a crescut, nu s-a extins în jurul prețului la gaz. Deci el este foarte important din punct de vedere economic. Ci în jurul unor valori care țin de libertate, de democrație și așa mai departe. Ce vreau să spun foarte concret este că aș fi foarte liniștit dacă aș fi convins că lideri din noua generație, să zic, Franța, Germania, Anglia, ascultă cu atenție când cineva din România, sau din Polonia, sau din Bulgaria, își spun punctul de vedere, de exemplu, referitor la relațiile cu Rusia. De ce aș fi mai liniștit și de ce ar trebui să fie ei mai atenți? Pentru că nu au experiența țărilor noastre și odată cu trecerea timpului, cum a existat iluzia că odată cu încheierea războiului rece o să fie pace și prietenie și toate lucrurile vor merge către o convergență minunată, așa s-ar putea ca și episodul comunismului, care în fond nu cuprinde, cu excepția Rusiei, decât 4-5 decenii, să fie undeva uitat cu tot ce a însemnat el. În România, nu mai vorba de neliniște, în România mă îngrozesc anumite lucruri, din care aș alege pe acela la care în fond făceam referire și la început. Convingerea unor politicieni importanți că alegătorii, că românii pot fi prostiți la nesfârșit cu lucruri extrem de ieftine. Adică nici măcar niște minciuni sofisticate, elaborate, creative, pur și simplu lucruri foarte grosolane, că merge și așa. Speranță în Europa îmi dă însă și apartenența noastră la Europa, faptul că avem deja o experiență, faptul că sper încet, încet vom avea un cuvânt mai greu, mai important de spus, în deciziile europene. Iar în România, speranța ne dau foarte mulți dintre români care, diferite vârste, având diferite ocupații, din urban, din rural, cu mai multă, cu mai puțină carte, cu mai multă, cu mai puțină avere, numărul mare de români, care, în ciuda prestației submediocre pe alocuri a conducătorilor României, și mă refer la toți, merg înainte, creează, împing totuși țara asta, nu ajutați de politică, ci uneori în ciuda politicii, o împing într-o direcție corectă. Domnul Antonescu, Sebastian Ancea, România TV, două întrebări. Unul e vorba de un comunicat trimis de PSD către Mediafax și vă citez, în care PSD spune că USL constituie marca individuală în proprietatea PSD. Înregistrată la OSIM, iar ACD și ACS, alianțe care au constituit USL, nu au cerut desființarea Uniunii. Odată, care este soarta acestei mărci înregistrate? Eu nu am avut preocupare comercială
în legătură cu această mafie. A fost pentru noi o alianță politică, cu un program, un proiect politic. Asta sunt... ce facem? Ne certăm ca magazioneri? Cine are actele? Să fie sănătoși. N-am o problemă în evidența asta. De acum două zile, cred, colega noastră, Alina Gorghiu, a anunțat că au început demersurile pentru denunțarea și juridică, ca să lămurim lucrurile acestei alianțe. Și doi. Acelei alianțe. Dar de ce așa târziu? Revenind la, de ce așa târziu? Pentru că nu a fost o prioritate în acțiunea noastră. Vă amintesc că, din punct de vedere juridic, undeva într-un sertar există alianța DA, pe care nu o folosește și nu o va mai folosi nimeni. Și pentru că, pe de altă parte, nu era foarte clar, până ne-am înțeles cu juriștii, dacă nu se generau inconveniente la nivelul, de pildă, administrației locale, când e cazul, de pildă, să se înlocuiască un consilier, să spunem, local, județean, dacă nu ar fi fost private toate partidele care au fost în acea listă, nemai existându-se LEU, de dreptul de a își înlocui consilierul respectiv. Nu, se pare că nu există consecințe juridice, că oricum apartenența la partid rămâne și ca atare poate fi denunțat fără niciun fel de inconvenient. Domnul Silaghi a spus că dumneavoastră a trădat după ce dumneavoastră ați trădat de 3 ori și nu i-ați răspuns la telefon în chestiuni importante. Da. Care e soarta domnului Silaghi? Există. Din punct de vedere moral. Unu, să nu începem acum, domnul Silaghi, sper că nu vrea să reînceapă cu mine jocul Ponta Băsescu. Dar l-am sunat, dar nu mi-a răspuns la telefon, dar nu era acasă. Fim serioși. Doi, eu nu fac concurs de trădări cu domnul Silaghi. Chiar dacă cineva trădează, cineva pe lumea asta, nu e o justificare pentru mine sau pentru altcineva să trădăm și noi. Ne mai vorbim de faptul că am trădat pe domnul Silaghi, bineînțeles, și că nu-i vorba ca domnul Silaghi să mă trădeze la rândul său pe mine. Că domnul Silaghi nu a fost și nu este angajatul meu, nu a fost partenerul meu politic ca persoană fizică. E vorba de trădarea Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal nu l-a trădat niciodată pe Ovidiu Silaghi. Ba, l-a făcut de vreo 3 ori ministru, odată în timpul lui Tăricianu, în timpul guvernului Tăricianu, de alte 2 ori în timpul guvernului Ponta, europarlamentar, deputat și așa mai departe. Faptul că domnul Silaghi nu s-a mai putut regăsi pe lista de Parlament European, o tot decizie pe care nici măcar n-am luat-o eu, a fost o insistență a majorității colegilor președinți de organizații, care cu toată prietenia pentru domnul Silaghi, din cauza cercetării judiciare în care se află, din cauza faptului că deja se ceruse la Parlamentul European ridicarea imunității domnului Silaghi de către DNA, noi considerându-l în continuare, până la proba contrarie, pe domnul Silaghi nevinovat, totuși nu putem să riscăm ca în această campanie să discutăm despre acest subiect. Asta a fost decizia, nu-i vorba de niciun fel de trădare. Relațiile noastre cu domnul Silaghi au fost normale, ba chiar, cu toate că și aici era o problemă din același motiv, totuși, partidul a decis să desemneze la solicitarea domniei sale și a organizației candidat pentru alegerile parțiale, colegiul din Satu Mare, pentru Parlamentul României. L-am desemnat frumușel în ultima zi de depunere a candidaturilor. Domnul Silaghi ne-a anunțat vesel că spiritul chestia aia că trăiește încă, de, o spun și PSD-iștii, dar totuși că s-a înscris la PSD, ca să fie mai clar. Nu ne-am năpustit nici cu injurii asupra domnului Silaghi. N-am mai apucat, partidul a rămas și fără candidat, n-am mai apucat să ne punem un candidat. Domnul Silaghi este cel care de-a doua zi, văd că, bă, și din punctul nostru de vedere, domnul Silaghi nu mai e un subiect. Și eu am observat, domnul președinte, că cei care trădează simt nevoie, așa, e o chestie de asta, că după ce au plecat, să facă atacuri mai mari decât aia de acolo dinăuntru, împotriva partidului din care au plecat. Dar asta e general. Domnul președinte, o mică întrebare legat de comisia de la Veneția. Știți că a criticat proiectul noi Constituției. Cu ce l-a criticat? Vis-a-vis de unele carențe legislative și vă dau o speță. Conflictul între președinte, parlament și premier și guvern. O opinie a dumneavoastră. Dar nu știu care e critica Comisiei de la Veneția. Eu știu ce a spus Comisia de la Veneția, am discutat. S-a discutat în presă, unii analiști politici. Stați, domnule, puțin, că aici mă face să folosesc un cuvânt urât. Deci, bă, să știi? Au sărit la scandal, nici nu se făcuse vreun proiect de Constituție, țipând că e nedemocratic.
După aceea am încercat să prezentăm proiectul, să discutăm, bă, zi, știi nimic. Maică era a doua lovitură de stat. Oamenii de la Veneția au venit, au făcut niște recomandări, niște observații, n-au spus niciun cuvințel, nici o silabă care să sugereze că acest proiect de Constituție ar avea ceva neconform cu statul de drept. De exemplu, noi am vrut să clarificăm niște atribuții între președinte și premier. Și am spus așa, dom'le, când se face o remaniere guvernamentală, răspunderea a cui este? A primului ministru, că-i guvernul lui, și a parlamentului, care cenzurează, nu a președintelui. Deci că președintele trebuie să semneze dacă nu există un motiv juridic, ca notar. Între timp, sper că noțiunea de notar nu mai este tratată peiorativ. Domnul Băsescu, la început, zicea că nu semnează ca notar, după aceea am văzut totuși că prețuiește această meserie, de altfel foarte respectată. Da, ca notarul. Pentru că nu e decizia politică a președintelui cine e în guvern sau nu. Ci este o instituție care trebuie să cenzureze că așa se întâmplă, dacă din punct de vedere juridic, omul ăla care a fost propus ministru are toate drepturile și poate să fie legal ministru. Că ăla poate să se dovedească un ministru foarte prost, că poate să se dovedească un ministru corupt, asta e răspunderea politică a primului ministru și a parlamentului și a majorității. Nu avea nici la numea inițială. Bineînțeles. Deci am vrut să clarificăm asta. Comisia de la Veneția vine și spune că am clarificat prea puțin. Deci, cumva, sensul demersului îl acceptă. Bineînțeles că după aceea, toate aceste observații și discuții, repet, care nu puneau în niciun fel problema că această comisie ar fi apreciat că proiectul este cu ceva nedemocratic sau nepotrivit, au fost prezentate într-o bună parte din presa românească, unde enunți teorii, nu prezint documente, drept un proiect îngrozitor. După părerea mea, așa cum proiectul a fost gândit, el nu schimba fundamental rolul președintelui, ci numai făcea aceste clarificări care erau necesare. Domnul Antonescu, mai am o întrebare, vă rog. Cum vedeți scrisoarea deschisă trimisă ieri de domnul Călin Popescu-Tăricianu prin care a cerut congresul? Nu văd. Cum o comentați atunci? Nu comentez. Ați instaurat o dictatură în partid. Bun, foarte bine. Domnul Tăricianu, aveți vreo reacție? Pentru dumneavoastră, așa, în obrazul dumneavoastră, vă răspund. Domnul Tăricianu nu are niciun fel de treabă cu Partidul Național Liberal. Domnul Tăricianu e... nu știu cum să spun eu, să fiu elegant. E la PSD acolo. Nu vreau să fac comparații cu ce statut, că nici PSD-ist cu acte în regulă și cu drepturi de plină nu e. E pe lângă casă. N-are niciun fel de calitate să discute despre ce se întâmplă sau se va întâmpla în Partidul Național Liberal. Noi în Partidul Național Liberal facem o campanie, suntem angrenați, mobilizați cu toții în ea, vom avea niște rezultate, funcție de aceste rezultate pe care le vom evalua, vom decide alte lucruri pe viitor, când vom vrea să facem un congres, îl vom face, dar n-are nicio treabă domnul Tăricianu cu asta. Dar nicio treabă. Nici acum, nici altă dată. Pentru că așa ar trebui, gândiți-vă, să se pronunțe tot felul de oameni din PSD, să ne scrie scrisori când să facem noi congres și așa mai departe. Domnul Tăricianu a anunțat, nu mai poți să le iei în serios. Că, sigur, nu e membru, nu e membru, dar poți să le iei în serios. Cum să le iei în serios un om care se duce la domnul Gâdea, nu în altă parte? Adică pe scala, la scala presei românești, se duce prin tenor și zice mâine, domnule, mâine, nu în curând, mâine, la ora 11. Fac partid, anunț partid, liberalii sunt cu mine. După ce termină prima parte, deci cântă în deschidere, în vedetă, tot la scala, la Gâdea vine domnul prim-ministru, Ponta a 3, în carne și oase. Și zice, da, omul ăsta extraordinar care a fost înaintea mea, nu vorbește prostii, face partid mâine și partidul ăla pe care îl face el mâine, eu îl și bag la guvernare. Am câteva ministere pregătite, păi duceți aminte, da, nu glumesc, e adevărat. A doua zi, nimic. A treia zi, nimic. Acum scrie, înțeleg, că n-a vrut să facă partidul. Deci, nu, că trebuie numărim. Deci, sunt niște lucruri jenante, pentru că vorbim totuși de un nume, de un om care a fost președintele Partidului Național Liberal, dar chiar nu e subiect. Deci, noi vă spunem ca membru din 1990, când ți-ai dat demisia și te-ai dus cu dușmanul ca să fii mai popular așa,
nu te mai cheamă nimeni în partid. Deci încercați să înțelegeți, domnul Tăicianu putea să însemne ceva în partid. În momentul în care și-a dat demisia, nu mai înseamnă nimic pentru voi. Nu mai cheamă nimeni. Care ai la ce să-l cheame? Deja s-au făcut alte centre de putere, sunt alții care i-au luat locul domnului Călin Popescu Tăicianu, e complet altceva. Asta e viața de partid. Domnul Antonescu, întrebarea, vă rog. Vrancea este unul dintre puținele județe unde guvernul Ponta a păstrat prefectul ținut de PNL. Cum comentați dumneavoastră? Că pe un lucru normal. Prefecții sunt funcționari publici. Chiar dacă ei, înainte de a deveni prefecți și de a depune jurământul, pot să provină dintr-un partid, ceea ce se întâmplă foarte des, ceea ce e cazul și la Vrancea, în momentul în care devin prefecți, sunt funcționari publici, nu mai fac politică, nu mai sunt membri de partid, nu trebuie să mai aibă sau să fie influențați de partizanatul politic sau de fostul partid sau de alte partide în exercițiul funcției lor. În principiu, toți prefecții ar fi trebuit să rămână și sigur să fie schimbați doar din motive strict profesionale. Bun, asta e decizia primului ministru. Mi se pare... prefect. Este singur. Da. Înseamnă că este un funcționar public ireproșabil și înseamnă că totuși domnul Ponta se gândește că e bine ca măcar în unele locuri să respecte acest lucru. Domnule președinte, ieri în plenul Camerei Deputaților, domnul Tinel de la PDL a cerut o ședință extraordinară cu situația din Ucraina. Vă veți alătura acestui demers? Mi se pare, nu pentru că l-a făcut neapărat domnul Tinel, putea să-l facă oricine, mi se pare că este un subiect care merită o reuniune a Parlamentului, pentru că lucrurile în Ucraina, lucruri și situații în legătură cu care s-au pronunțat în general și autoritățile și mai mult sau mai puțin, mai clar sau mai puțin clar, dar s-au pronunțat și partidele politice, totuși lucrurile au evoluat și ideea de a organiza o ședință a Parlamentului pe acest subiect mi se pare normală. De altfel, în legătură cu asta, înainte de a începe discuția cu dumneavoastră, George Scutaru, liderul deputaților, m-a și contactat și m-a consultat și am spus că, din punctul meu de vedere, e un demers normal. Care a fost cel mai bun raportor europarlamentar al PNL în perioada 2009-2014? Este greu de spus. Cred că toți cei care au avut rapoarte s-au achitat cu brio de ele. Eu cunosc fatalmente ceva mai mult, ceva mai în detaliu despre activitatea din Evelea. Dar asta nu înseamnă că pot să fac o ierarhie între ei. Noi am avut puțin europarlamentari, am avut 5 și pe o bucățică de mandat al 6-lea, dar în general activitatea lor a tuturor parlamentarilor și în materie de rapoarte și în general a fost una pe care tot partidul a evoluat-o ca fiind performantă. De aceea, de altfel, ei au și fost susținuți în continuare, propuși de diferite organizații ale țării, Ramon Amănescu, în această zona sud-est, în această regiune sud-est. De fapt, doar pentru raportorii sunt cei mai influenți europarlamentari din Parlamentul European și de aceea mă gândeam care este cel mai influent europarlamentar pe care le-a luat acest. Repet, e greu de făcut un clasament și în orice caz nu l-aș face. Numărul de rapoarte este publicat pe site. Nu l-aș face, nu, da. Și din câte am înțeles și la dumneavoastră se discută ședințele care au luat cazul partidelor, despre acționarea la Bruxelles, că 80% din legislația din România este adoptată da, la Bruxelles. Știm. Și automat trebuie știm. Nu e, deci, repet, în primul rând n-aș face eu clasamente, chiar dacă în mintea mea ar exista un asemenea clasament, nu aș putea să o fac ca președinte de partid. Sunt colegii mei toți și, repet, toți au avut o activitate foarte bună. Doi, ca detaliu, nu doar sau nu în primul rând numărul rapoartelor contează, ci importanța lor. Da? Da, și unde amendamente. Domnul președinte, privind așa retrospectiv, credeți dacă ar fi reușit demersul noastră de suspendare al președintelui Băsescu în 2012, Victor Ponta așa ar fi dorit un tehnic al președintelui? Greu de spus, asta e istorie contrafactuală. Eu cred că la începutul acestei construcții, până a deveni prim-ministru, în orice caz, domnul Ponta se poate să fi fost sincer în această ipoteză, în această construcție, normal. După ce a devenit prim-ministru,
cred că au existat foarte mulți factori care l-au determinat să încalce această înțelegere și să construiască deja altfel. Și acești factori sunt nu doar din PSD, ci după părerea mea și din afară.